Bine ați revenit la seria Să ne gândim. Azi veți auzi întrebarea cu numărul 64. Dar ca de obicei, voi da întâi răspunsul la întrebarea precedentă. Să ne amintim pe scurt care a fost această întrebare. Este vorba despre un parc în care au fost instalați 128 de stâlpi de iluminat, cam așa cum vedeți în fotografie, fiecare cu câte un bec. Fiecare bec poate fi controlat separat de celelalte, deci există 128 de întrerupătoare undeva într-o cameră de control. Dar problema este că nu se știe pentru niciun întrerupător pe care bec îl controlează, pe care stâlp îl controlează. Se cunoaște în schimb, așa cum vedeți, în ce stare este un întrerupător, pentru că toate au marcată poziția pornit printr-un punct roșu. Camera de control se găsește într-un loc din care nu se vede parcul. Să presupunem că ați primit sarcina de a identifica pentru fiecare întrerupător pe care stâlp îl controlează. Și să numim o combinație de comutare a unui număr de întrerupătoare urmată de o plimbare prin parc, o etapă. Și atunci întrebarea este următoarea. În condițiile descrise, care este numărul minim de etape în care puteți afla pentru fiecare întrerupător pe care bec îl controlează? Aș fi putut alege un alt număr de becuri, dar am ales intenționat numărul 128 pentru a vă da un indiciu. Pentru că numărul 128 este o putere a lui 2, este 2 la puterea a 7-a, adică este 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Iar acest lucru ne poate duce cu gândul la codul binar. De fapt, mai e ceva ce poate sugera utilizarea codului binar. Faptul că atât becurile cât și întrerupătoarele pot avea doar două stări, oprit sau pornit. 128 fiind 2 la puterea 7-a, se scrie în codul binar 1, urmat de 7 cifre 0. Iar numărul precedent, 127, se scrie ca un șir de 7 cifre 1. Asta înseamnă că putem scrie în codul binar toate numerele de la 0 la 127, inclusiv acestea, folosind un șir de 7 cifre 0 și 1. Sau cu alte cuvinte, există 128 de combinații posibile de cifre 0 și 1 luate câte 7. Adică exact atâtea combinații câte avem nevoie ca să identificăm fiecare bec și fiecare întrerupător. De pildă, numărul 100 în codul binar se scrie 1100100. Dar cum putem găsi corespondența dintre întrerupătoare și becuri? Tot faptul că ne folosim de numere scrise în baza 2 ne ajută să facem și acest lucru. Trebuie să împărțim succesiv la 2, formând grupe tot mai multe, dar cu elemente tot mai puține, până când ajungem la 128 de grupe cu câte un singur element. Adică, împărțind la 2 atât becurile cât și întrerupătoarele, ajungem la două grupe de câte 64, pe care le putem identifica prin 0, respectiv 1. Mai departe, împărțim succesiv fiecare grupă la 2 și identificăm de fiecare dată cele două subgrupe, din nou cu cifrele 0 sau 1, cifre care se adaugă la cele care există deja, și așa mai departe. Se formează astfel un șir de cifre 0 și 1 pentru fiecare bec și pentru fiecare întrerupător. Prin împărțire succesivă, ajungem întâi la două grupe de 64 de elemente, apoi la 4 grupe de 32, la 8 grupe de 16, 16 grupe de 8, 32 grupe de 4, 64 grupe de 2 și în final ajungem la 128 de grupe cu câte un singur element. Ceea ce înseamnă că după ultima operație, fiecare bec și fiecare întrerupător vor avea atribuit un șir de 7 cifre 0 și 1 unic. Am găsit răspunsul din punct de vedere teoretic.
Practic, mai rămâne problema corespondenței corecte între becuri și întrerupătoare. Cum găsim această corespondență? Cum procedăm pentru ca fiecare bec să aibă aceeași combinație de 0 și 1 pe care o are întrerupătorul care comandă becul respectiv? Tocmai pentru a găsi această corespondență, trebuie să ne ducem în parc după ce am acționat întrerupătoarele. Putem proceda în felul următor. Atașăm fiecărui întrerupător și fiecărui stâlp cu bec câte un număr de la 1 la 128 și facem două tabele identice ca formă, unul pentru întrerupătoare și unul pentru becuri. Facem prima împărțire în două grupe, adică punem 64 de întrerupătoare în poziția oprit și 64 în poziția pornit. În tabelul întrerupătoarelor, în dreptul celor care sunt în poziția oprit, scriem cifra 0 și în dreptul celor care sunt în poziția pornit, scriem cifra 1. Apoi ne ducem în parc, prima ieșire în parc, și facem același lucru cu stâlpii de iluminat. Scriem în tabelul becurilor, în dreptul celor care sunt oprite 0, iar în dreptul celor care sunt pornite 1. Și acum atât întrerupătoarele, cât și becurile sunt împărțite în două grupe de câte 64, grupa 0 și grupa 1. Ne ducem din nou în sala de control și facem a doua împărțire. Adică din cele 64 de întrerupătoare care erau oprite, lăsăm 32, adică jumătate, în poziția oprit și pe 32 le punem în poziția pornit. Facem același lucru cu grupa de 64 de întrerupătoare pornite. Pe jumătate le lăsăm pornite, cealaltă jumătate o punem în poziția oprit. Și adăugăm la cifra 0 sau 1, care există deja în tabel, în dreptul fiecărui întrerupător, din nou cifra 0 sau 1 în funcție de noua stare a întrerupătorului. Și acum am împărțit întrerupătoarele în patru grupe. Grupa 0-0, grupa 0-1, grupa 1-0 și grupa 1-1. Ne ducem în parc pentru a doua oară și scriem în dreptul becurilor cifra 0 dacă nu luminează sau cifra 1 dacă luminează. Și acum și becurile sunt împărțite în cele patru grupe. 0-0, 0-1, 1-0 și 1-1. Fiecare grupă are acum 32 de elemente. La următoarea împărțire, așa cum vedeți în tabel, vom avea 8 grupe, având următoarele 8 șiruri de cifre. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 și 111. Și fiecare grupă are acum 16 elemente. Și procedeul se poate repeta de 7 ori, deoarece a șaptea împărțire se face când sunt deja 64 de grupe de câte două elemente, deci după a șaptea împărțire vom avea 128 de grupe cu câte un element fiecare. Și asta înseamnă că după a șaptea etapă de comutare și apoi de notare a stării becurilor în parc, fiecare întrerupător și fiecare bec va avea un șir unic de 7 cifre de 0 și 1, și becul care are același șir de cifre cu un anumit întrerupător este controlat de întrerupătorul respectiv. Acum, dacă vrem, putem să renumerotăm stâlpii cu becuri, tot de la 1 la 128, dar având grijă să respectăm corespondența cu întrerupătoarele pe care ne arată șirurile de câte 7 cifre. Răspunsul este, deci, că trebuie să ieșim în parc de 7 ori din sala de control pentru a identifica corespondența pentru toate perechile întrerupător-bec. Dacă ar fi fost mai mult de 128 de stâlpi de iluminat, dar cel mult 256, ar fi trebuit să ieșim în parc de 8 ori, pentru că 256 este 2 la puterea a 8-a. Dacă ar fi fost și mai mulți, dar nu mai mulți de 512, de 9 ori și așa mai departe. Să facem și o foarte scurtă generalizare pentru cei cărora le place matematica. Pentru număr n mare de becuri, mai mare decât 2 la puterea p minus 1, dar nu mai mare decât 2 la puterea p, trebuie să ieșim în parc de p ori. Cu cât numărul de becuri este mai mare,
cu atât e parcă mai greu de crezut că putem să găsim corespondența pentru fiecare bec și fiecare întrerupător dintr-un număr atât de mic de ieșiri în parc. De pildă, dacă am avea între 513 și 1024 de stâlpi de iluminat, ar fi suficient să ieșim în parc de 10 ori pentru a identifica corespondența corectă. Legat de răspunsurile pe care le primesc, întâi trebuie să menționez pe Doina Mustățea, care a dat răspunsul corect la întrebarea de data trecută, dar răspunsul a sosit prea târziu pentru a o putea menționa. Cât despre întrebarea de azi, se pare că a fost o întrebare grea, deoarece singurul răspuns corect l-am primit din partea domnului Dumitru Antonie, pe care îl felicit din nou, mai ales pentru că a făcut și de data asta o analiză completă și perfectă a problemei. De fapt, răspunsul pe care l-a dat aduce și ceva nou, și anume că nu este nevoie să ne folosim de cifre. Putem folosi în loc de cifrele 0 și 1, două litere, de pildă O de la oprit și P de la pornit. Și în acest fel obținem 128 de șiruri unice, formate din 7 litere O și P. De pildă OPP, OP, OP. Îi mulțumesc domnului Dumitru Antonie pentru colaborare și să trecem la întrebarea de azi. V-am pus de-a lungul timpului câteva întrebări legate de forța arhimedică. Ele se găsesc în materialele nivelul apei, Arhimede, fier sau lemn și echilibru. Dacă vă interesează acest subiect și n-ați văzut aceste materiale, găsiți link-urile în descriere. Dar s-ar putea ca ele să vă ajute în găsirea răspunsului la întrebarea de azi. Așa că vă propun următoarele. Cine nu le-a văzut să le vadă, cine le-a văzut să le revadă. Ați ghicit probabil că azi vă voi pune încă o întrebare care are legătură cu forța arhimedică. Tocmai de aceea am dat numele acestui material Arhimede 2. În desen vedeți o balanță care are pe talerul din dreapta un vas cu apă în care se găsește un balon umflat cu aer, scufundat complet în apă și legat cu ață de fundul vasului. Pe talerul din stânga se găsește o masă care echilibrează perfect balanța, deci avem echilibru. Știm cu toții că forța arhimedică care acționează asupra balonului este mai mare decât greutatea lui, așa că balonul are tendința de a ieși din apă și trage de ața cu care este legat de vas. Ața, la rândul ei, trage de vas în sus. Să presupunem că la un moment dat ața se rupe și balonul iese la suprafața apei, dar rămâne în vas, plutind pe apă. Greutatea totală de pe talerul din dreapta nu s-a schimbat. Au rămas aceleași corpuri acolo, vasul, apa, balonul și ața. Deci, repet, greutatea totală a rămas aceeași pe talerul din dreapta. Dar forța care trăgea de vas în sus a dispărut, pentru că ața s-a rupt. Și întrebarea este, în această stare în care balonul plutește pe apa din vas și nu mai este legat cu ață de fundul vasului, mai este balanța în echilibru? Și bineînțeles, voi considera răspunsul complet dacă va fi însoțit de explicațiile corespunzătoare corecte. Succes! La revedere!